Autoritățile locale au demarat săptămâna verde la Târgoviște. Peste 1500 de arbori, flori și arbuști au fost plantați în parcul de lângă complexul turistic de natație. Primarul orașului Târgoviște a mulțumit celor peste 1000 de elevi târgovișteni, cadre didactice și părinți care au participat la această activitate. Bună ziua și bine ați venit la această conferință de presă. Suntem la parcul de lângă complexul turistic de natație în săptămâna verde. Și avem o activitate de plantare de arbori, de arbuști și de flori. Sunt peste 500 de arbori și arbuști pe care îi plantăm, peste 1000 de flori și se va înfrumuseța toată această zonă. Vreau să mulțumesc celor peste 1500 de copii de la școlile târgoviștene care participă la această activitate. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice, vreau să mulțumesc părinților pentru că este într-adevăr o acțiune fără precedent. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut în Târgoviște o asemenea acțiune, o activitate de o asemenea amploare, de fapt, la care să participe atât de mulți copii, atât de mulți oameni. Aparatul de specialitate al primăriei, de asemenea, este în totalitate la această activitate. Și să mergem să plantăm.